Totul despre coronavirus. Cum se transmite, simptome, prevenție, tratament. Coronavirusul 2019 a apărut în China, orașul Wuhan, și provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată, în special în rândul persoanelor în vârstă și cu alte boli grave, diabet, cardiovasculare, oncologice, respiratorii. Coronavirusul se transmite pe cale respiratorie, prin picături provenite de la tuse și strănut sau fecale, dar și prin contactul cu suprafețe pe care au sărit aceste picături, dacă atingi suprafața contaminată cu mâna și apoi pui mâna pe ochi, nas, gură. Simptomele sunt febra și tusea seacă. Nu există vaccin sau tratament specific, singura modalitate de tratare fiind cea simptomatică. Este contagios chiar de la începutul infectării, înainte de apariția simptomelor, perioada de transmitere fiind aproape de o lună. Coronavirusul va dispărea de la sine când temperaturile vor trece de 20-25 de grade. Prevenția. Virusul este distrus de săpun și spirt. Obligatoriu trebuie să ne spălăm mâinile cu săpun foarte des, minim 20 de secunde. Pentru când nu este posibil, e bine să avem la noi o sticluță cu spirt pentru a ne dezinfecta mâinile după ce atingem obiecte, butoane de lift, telefon, WC-uri comune, etc. Nu trebuie să atingem cu mâinile ochii, gura, nasul, decât după ce ne-am spălat foarte bine cu săpun. Atenție la alimentele neambalate, pâine, fructe, etc. Toate pot conține virusul dacă cineva bolnav a tușit în preajma lor. Evitați aglomerațiile din magazine, mijloace de transport, evenimente, iar dacă nu este posibil, folosiți măști de protecție. La nevoie, dacă nu ai mască și tușește cineva lângă tine, chiar și un fular sau batic e bun să-l pui pe gură și nas. Dacă dumneavoastră tușiți, purtați mască în public, pentru a nu-i contamina pe ceilalți. E bine să stăm acasă pe cât posibil, de la primele semne de febră, tuse, respirație grea, să-i protejăm pe cei din familie purtând măști, iar dacă simptomele se agravează, să sunăm la 112. La orice semn de boală, tuse, febră și respirație grea, după contactul cu cineva venit de curând din China, Italia sau altă zonă infectată, trebuie să sunăm urgent la 112. Tratamentul este simptomatic și se poate lua acasă. Doar cazurile grave se internează. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Pentru eventuală carantină la domiciliu, pregătiți-vă din timp cu alimente și trusă sanitară pentru 15-30 de zile. Alimente uscate, făină, mălai, orez, biscuiți, ciocolată, paste, conserve, apă plată, etc. Trusă sanitară, dezinfectanți ce conțin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic și cloroform, analgezice, rivanol, dezinfectant intestinal pentru diaree, leucoplast, tifon, unguent cu antibiotic, clor, măști, mănuși, etc. Mai multe despre aceste pregătiri necesare în caz de carantină, dar și alte necesități, crize sau chiar război, puteți vedea accesând alimente, trusă și reguli de pregătire în caz de necesitate sau reguli de supraviețuire în caz de război sau calamități. Aveți linkurile în descriere. Deși sperăm să nu ajungem în aceste situații, paza bună trece primejdiarea.